Pentru evitarea apariției toxi-infecțiilor alimentare în perioadele cu temperaturi ridicate, DSVSA Maramureș recomandă cetățenilor să cumpere produse alimentare numai din locuri sau spații înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, pentru că le oferă garanția unor produse sigure care sunt controlate sanitar-veterinar și care sunt depozitate în condiții corespunzătoare de temperatură și igienă. Suntem în plin sezon canicular, moment în care temperaturile de păstrare ale alimentelor și inclusiv și cele de comercializare trebuie să respecte anumite condiții. În acest sens, la nivel de industrie, la nivel de abatoare, fabrici de procesare a cărnii, se pune un accent deosebit, în special pe zonele de depozitare, de tranșare, de manipulare și de expediție, unde temperaturile sunt controlate. Aceasta înseamnă că, virgulă, colegii mei, în fiecare zi, cel puțin de două ori pe zi, verifică aparatura care înregistrează aceste temperaturi. La nivel de piețe, de asemenea, în zonele în care se vinde în special lapte, în halele autorizate, monitorizăm aceste temperaturi și rugăm cumpărătorii să sesizeze orice situație în care aceste temperaturi sunt improprii pentru un comerț civilizat și pentru păstrarea acestor alimente în condiții pe care legea le impune. O atenție deosebită trebuie să acordăm și locului în care sunt depozitate legumele și fructele. La legume, fructe, este nevoie ca cei depozitari care sunt angrosiști să respecte condiții de depozitare. Nu recomandăm vinderea laptelui, a brânzeturilor în zone deschise, gen piețele volante. Am spus de atâtea ori, poliția locală să-și facă treaba și să încerce să nu mai permită accesul acestor comercianți la nivelul acestor zone de comercializare neautorizate, evident. Inspectorii din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene vor face verificări pentru a se asigura că agenții economici respectă aceste reglementări.